Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei în fiecare an pe 30 noiembrie. Acesta este considerat și ocrotitorul României. În popor, noaptea de Sfântul Andrei este însoțită de tradiții și superstiții. În această seară, spiritele ies în lume, lupii vorbesc cu grai omenesc, în timp ce oamenii se apără de toate cele rele cu ajutorul vrăjilor și usturoiului. Gospodarii obișnuiesc ca de Sfântul Andrei să pună grâul la încolțit pentru a afla cum va fi recolta de anul viitor, dar și cât de prosperă va fi casa și familia în anul ce vine. Școala gimnazială Voievod Brâncoveanu din comuna Brâncoveni este gazdă în proiectul Erasmus Plus, fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume pentru partenerii din 4 țări. Școala Olteană derulează astfel un schimb de experiență și activități educative cu elevi și cadre didactice din Turcia, Polonia, Italia și Macedonia de Nord. Proiectul are o valoare de 120.960 de euro. Primăria Slatina va aloca mai mulți bani Centrului Cultural Eugen Ionescu Slatina, suplimentând bugetul de anul acesta, în urma solicitării Asociației Culturale Center Inter Art, administratorul centrului. Banii sunt necesari pentru realizarea programului cultural, bugetul fiind suplimentat cu suma de 57.000 de lei. Primăria Slatina va acorda un ajutor financiar parohiei Sfinții Trei Ierarhi din municipiu în vederea împrejmuirii curții bisericești. Terenul pe care este construită parohia se învecinează cu parcul tineretului din strada Tunari, iar datorită gradului avansat de deteriorare al împrejmuirii, aceasta poate fi oricând un pericol pentru cetățenii care folosesc parcul. Sprijinul financiar se ridică la 232.000 de lei. Școala Profesională Specială din Balș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de îngrijitor curățenie. Candidații trebuie să aibă studii medii, nefiind solicitată vechime în muncă. 13 decembrie este termenul limită pentru depunerea dosarelor, cele două probe ale concursului, scrisă și interviu, fiind susținute pe 20 decembrie.